Curaj, curaj, domnul Dița. Ușa deschisă. Aole, domnul Brânciu. Petale de trandafir. La 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 la. Hai să vedem ce se întâmplă. Du-te-n baie direct. Du-te-n baie, du-te-n, du-te-n cada. No, no, prezidențială direct. Nu mă duc, nu mă duc. Domnul Răzvan, se poate, domnul Răzvan? Iată diferența, mușcată, trandafiri. Extraordinar, da, domnul Brânciu, extra... domnul Răzvan, bună dimineața, bine v-am găsit. Am avut mari emoții. Să trăiți, bună dimineața, bine v-am găsit. Sigur, mulțumesc. Să mă dau la o parte. Vă uitați la televizor, la domnul Brânciu, la neața. Vă uitați și acum, 20 de ani. Da. Da, cam 19 ani. 19 ani. Vă deranjez? Deci, domne, ce faceți astăzi? Am avut mari emoții. Mai avem puțin și începe marele eveniment. Ce, deranjez, nu? Ați avea să ne spuneți ceva, dacă aveți emoții astăzi, ceva, 20 de ani când ați terminat liceul, cum arată colegele, dacă v-ați certat cu vreo colegă, eu știu... Poftim? Nimic. Ce faceți? Bine, mulțumesc. Știi cumva de ce doarme Ștefănescu la mine în pat? Cine este Ștefănescu? Petru meu. Să trăiți. Eu vreau să întreb, cine este Andri Popa? Spunea domnul Dani ceva că la ora 4 cineva îl strigau. Niște domni îl strigau. Nu-l cunosc pe domnul Dani. Am văzut că este la hotel până aici la Roghe, dar de ce nu domnul Dani? Bună întrebare. Dânsul este localnic, adică stă la hotel numai puțin. Așa, și care a fost treaba? De ce că l-ați deranjat? Iată secvențe bine meritate din Basic Instinct. Mă deranjează de 35 de ani. Bă, dar ăștia fac circ mare. El mă deranjează de 35 de ani. Nenorocitule! Sunt foștii lui colegi de liceu care l-au. Noi am venit de cu dimineața. Și ați dori să-i mulțumiți domnului Brânciu că este în platou acum, realizează o frumoasă emisiune, vă ține locul? Adică așa, din prietenie, ați dori să-i transmiteți ceva? Mamma mia! Seara, a fost la spectacol aseară și acum dimineață la televizor, adică profesionist. Da, profesionist și nici n-are ce să facă acasă, știi? Da, la mulți ani, Andreea a făcut 28 de ani ieri și... Fica domnului Brânciu. Da, aia mare. Bine, vă deranjăm că la ce oră trebuie să fim la școală? Ne așteaptă doamna directoare? Că la 10, domnul Dani ține un switch. De la 10 jumate începe evenimentul. Dar de la 10 acolo. Ar fi bine să mă retrag, nu? Rămâi cu mine. De ce doarme un băiat la mine în pat? Deci vreau mistrul ăsta imediat. Of, domnul Brânciu, da. Nu e chiar așa ușor, dar... Mai doriți ceva? Nu, nimic. Nu, să mă retrag, plec. Da. Bine, domnul Răzvan, ne vedem la careu. La ora 10, careu, se adună toți colegii acolo. La careu, la careu! La care, da, la care? Uitați din partea noastră frumos pentru 20 de ani de când ați terminat liceul. Frumos țineți aici din partea noastră și ne vedem mai târziu la careu. Toate cele bune. Domnul Brânciu, momentan atât de aici, de la hotelul din Reșița, mai târziu mergem să vedem cum decurge întâlnirea. O plăcere să vă vedem, dragilor. Mulțumim foarte mult pentru legătură, ca de obicei, Adrian Duță la post. Adrian Duță, acest Larry King al televiziunii. A live-ului. Vreau să fac câteva observații. În primul rând, eu credeam că sunt în aceeași cameră. Eu credeam că Răzvan și Dani dorm, practic, în aceeași cameră. Iată, a trebuit să se întâmple acest lucru cu 20 de ani de la terminarea școlii, ca noi să ne aflăm la acest platou, iar ei nu se doarmă la ora asta. Unul să calce și altul să se uite la neața ca și când nu s-ar fi despărțit deloc de platou. E un lucru important. Sunt absolut convins că acum, când își bea cafeaua, colegul nostru Răzvan, nepoțelul meu cel mic, face așa. De ce am plecat oare eu din platou de la NASA? De ce am lăsat? Ce am riscat? Ce am făcut? Ce ai făcut? Te doare, mă, te doare? Mă doare, mă.